Începând cu anul 2000, Alfa Omega TV a realizat primul talk show religios din România sub numele Calea, Adevărul și Viața. Această emisiune se focalizează pe valori de bază ale credinței creștine, având ca scop slujirea oamenilor. Invitații care participă la emisiunea Calea, Adevărul și Viața sunt lideri și vorbitori, pastori și preoți care provin din diverse culte religioase. Primele emisiuni Calea, Adevărul și Viața au început în 2000, în Săptămâna Mare a Paștelui. A fost un gând, o provocare a uneia dintre partenerii noștri din Statele Unite, care mi-a spus la o întâlnire de bord pe care aveam: Tudor, ar trebui să încep o emisiune în direct, așa cum avem și noi aici în Statele Unite, într-o televiziune locală dintr-un oraș din America, emisiune direct în care să le transmiți informații biblice telespectatorilor și în care să te rogi pentru ei. Și așa am început. A fost o săptămână, Săptămâna Mare din 2000, în care în fiecare seară am avut o emisiune direct în parteneriat cu o televiziune locală din vestul României. Am avut între studioul nostru, aflat la demisorul unei clădiri pe vremea aceea, și sediul televiziunii, un fir, un cablu prin care transmiteam cu provocările tehnice de rigoare această emisiune în fiecare săptămână. Ne bucuram să vreau de săptămână, lună de lună, de fiecare telefon pe care îl primeam, de fiecare încurajare pe care o primeam, de fiecare cerere de rugăciune pe care o aveam. Erau și împotriviri. Lumea nu era obișnuită în România să fie emisiune direct de studiu biblic, de cercetarea scripturilor și mai ales de rugăciune. La scurt timp după aceea, Dumnezeu ne-a deschis uși ca aceste emisiuni aranjate, editate pe modulă de câte o oră să fie distribuite și făcute accesibile televiziunilor locale din întreaga țară. După cum știți, după Revoluție au apărut foarte multe televiziuni comerciale în numeroase orașe din România. În fiecare oraș de județ erau 2-3 televiziuni locale. A fost o șansă pentru noi ca să distribuim aceste emisiuni, Calea, Adevărul și Viața, împreună cu documentare, cu filme, cu conținut creștin de evanghelizare sau pre-evanghelizare, și am făcut acest lucru și o facem și acum. Astfel încât Calea, Adevărul și Viața a devenit, zicem noi cu modestia necesară, poate cel mai longeviv și cel mai distribuit talk show religios din România. Am păstrat încă de la început această dorință noastră de a prezenta adevărul de bază, de a fi undeva la confluența confesiunilor religioase, de a invita lideri, vorbitori, pastori, preoți care reprezintă diverse culte religioase și de a le focaliza pe valori de bază ale credinței creștine, fără să accentuăm nuanțe doctrinare specifice. An la rândul, telespectatorii au avut ocazia să sune atât înainte cât și în timpul emisiunilor în direct pentru a-și prezenta cauzele și motivele de rugăciune. Am început tot mai mult să primim cereri de rugăciune, pentru că focalizarea acestora încet încet a mers de la studiu biblic la cereri de rugăciune, și aceasta este o tendință pe care vrem să o accentuăm în perioada următoare. Este mult studiu biblic, este multă învățătură în bisericile noastre, dar este mai puțină slujire. Și încercăm să sublinim cu modalitățile pe care le avem la dispoziție, cu uneltele pe care le avem, să sublinim această nevoie în trupul lui Hristos, acela de slujire. Ne sună pentru aceste emisiuni în direct, în timpul emisiunilor sau înainte, oameni din diverse colțuri ale țării. Sunt oameni din toate țările Europei, unde sunt români care ne urmăresc pe internet sau prin satelit. Și își pun credința în Dumnezeu, dându-ne nouă un telefon, punându-și, descărcându-și inima în fața noastră. Uneori suntem surprinși de cererile diverse, de diverse feluri, de diverse culori, din diverse zone, numai de sănătate, de finanțe, de restaurare, de familii. În spatele lucrărilor, de fiecare dată, nelipsit, este și cred că va fi o echipă de mijlocitori. Sunt persoane care de ani de zile sunt alături de noi în acest nucleu de mijlocire, care se roagă în permanență și la timp și în alt timp, dar mai ales în timpul emisiunilor, ca aceste emisiuni să curgă și să fie o ungere a Duhului Sfânt peste aceste emisiuni. Bătălia pentru emisiunile în direct se dă pe genunchi. Chiar dacă în fața camerelor pare o emisiune obișnuită, un talk show presărat de moment de rugăciune, este o lucrare spirituală de mare impact în Împărăția lui Dumnezeu. Începuturile emisiunilor în direct realizate de Alfa Omega TV au fost trepidante. Fiind primele emisiuni de genul acesta în România, reacțiile oamenilor au fost diverse. Începuturile emisiunii în direct Alfa și Omega au fost foarte trepidante, pline de emoție, pline de entuziasm, suficient de grele, chiar foarte grele. Au însumat o responsabilitate deosebită, pentru că au fost primele emisiuni de genul acesta din România. Au fost în direct și reacția oamenilor a fost foarte diversă, foarte diferită, de la agonie la extaz. De la momente de bucurie în care oamenii sunau și
egal confesiunea pe care aveau, spuneau: Domnule, vă felicit, apreciem lucrurile pe care faceți, avem nevoie de genul ăsta de lucruri, până la oameni care înjurau de cruci, de sfinți, de Hristos, de mamă, de bunică. Și era o atmosferă spirituală foarte, foarte plină de luptă, de bucurie, de biruință și în același timp de o continuă stare de încordare.